Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem etalarea pe perioade, cum v-am obișnuit, pentru perioada 1-7 iunie în dragoste, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă. Ca de obicei, voi face 3 etalări, vom avea 3 pietricele, țin să precizez de la bun început că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domni. Să nu uitați că eu notez minutele pentru fiecare etalare în parte, iar voi le veți găsi mai jos în descriere, împreună cu datele mele de contact. Prima variantă, piatra lunii, este foarte mică, piatra lunii. A doua, onixul sau piatra neagră. Și a treia, cristalul de stâncă. Cristalul de stâncă, da. Bun. Până vă gândiți voi, o să notez minutele pentru prima etalare. Bun, haideți să începem cu prima etalare, să vedem ce vă așteaptă în perioada. Deci, cei care ați ales piatra lunii. Ce vă așteaptă în perioada 1-7 iunie în dragoste? Haideți să vedem. Ce vă așteaptă pe cei de la etalarea numărul 1 în dragoste? În perioada 1-7 iunie, pentru cei despărțiți într-un cuplu, pentru cei singuri despărțiți într-un cuplu, ce va fi în perioada 1-7 iunie în dragoste. Haideți să vedem. Bun. Pentru cei care sunteți despărțiți, pentru cei care sunteți despărțiți, eu văd că aveți de-a face, în primul rând voi spune zodiile pe care le văd aici. Rac pe scorpion, leu, odată leu, berbec săgetător, având în vedere că mi-a căzut această carte, puterea reprezintă leul, dar avem și bâte, deci poate fi și berbec și săgetător, gemeni, balanță, vărsător. Avem și monede, pot fi oricare dintre zodii. Haideți să vedem. Eu văd că aici, voi, unii dintre voi, așteptați un semn de la o persoană din rac pe scorpion. Este o persoană destul de interesată financiar, ca să spun așa. Cel puțin pune foarte mult preț pe partea financiară. Această persoană vă privește pe voi, doamnele, din leu, berbec, săgetător sau taur, fecioară, capricorn, vă privește ca pe niște împărătese. Persoane pline de belșug, persoane pline de avuție, persoane care ați sărit în ajutorul acestei persoane de fiecare dată când a avut nevoie de voi. Eu din ce văd aici este că voi v-ați săturat ca persoana asta să vă ascundă lucruri, să vă folosească, să vă părăsească de fiecare dată după ce își vede scopul. Persoana asta revine de fiecare dată cu aceleași vorbe, repetitiv. Avem marele preot. Poate fi o persoană căsătorită, poate fi o persoană care nu dorește să schimbe obiceiurile de niciun fel, diferență de cultură, diferență de religie. Pur și simplu, voi sunteți niște persoane care, practic, voi vă doriți o relație serioasă, voi vă doriți o căsnicie, voi vă doriți o familie. Iar persoana asta vine și vă minte și vă spune că își dorește lucrurile astea când de fapt vrea doar să obțină ceva de la voi și vă spune ce vreți să auziți. Pentru cei care aveți de-a face cu un rac pe scorpion. De data asta văd că persoana asta vine și spune, deși n-aș crede în vorbele lui sau în vorbele ei, că vrea să depună efort în relația voastră. Că vrea să se implice, că vrea să facă un efort. Dacă este o persoană care n-a depus niciun efort, nici financiar, nici de timp, nici un gest către voi, persoana asta vine să spună vreau să mă angajez, vreau să fac lucrurile să meargă, vreau să investesc în relația asta, bla bla. Bun. Vine cu puterea. Și anume persoana asta întotdeauna s-a impus în fața voastră. Și a funcționat. Crede că a făcut un abuz de putere, ca să spun așa, vis-a-vis de voi, doamnele din leu, berbec, săgetător, taur, fecioară, capricorn, dar puteți fi și balanță.
O să facem și clarificările, persoana asta vrea, vă vede că sunteți victorioși după această despărțire, vă vede că sunteți împliniți financiar, sufletește, arătați bine, sunteți în glorie. Iar persoana asta vă distruge, dispare, vă reveniți și persoana asta tocmai atunci vă bate la ușă sau vă sună sau vă dă mesaj pentru că vrea în continuare să mențină acest aceeași roată întoarsă, acest ciclu toxic în continuu. Bun. Voi ați suferit foarte mult cu 5 de cupe. A existat și acum sunteți în recuperare cu 4 de săbi. Voi nici nu mai concepeți ideea ca persoana asta, și vreau să văd și cum arată, voi nici nu mai concepeți ideea ca persoana asta să mai aibă, ca să spun așa, loc în viața voastră sau de niciun fel. Aici a fost o trădare și o să facem și clarificare. Ori a fost o persoană căsătorită și ați aflat, a fost o trădare, a fost o persoană pe unii dintre voi care v-a folosit din punct de vedere financiar, ceva peste care nu puteți trece. A fost ca o ultimă șansă. Cum arată regele de... Este un bărbat brunet, poate avea tenul mai închis la culoare, dar nu neapărat, cu ochii verzi sau căprui, cu nasul mai mare, fața lunguiață, slăbuț, înalt. Bun. Pentru unii dintre voi, în cazul în care sunteți domni, poate fi o doamnă de genul acesta. Ideea este că voi în secret vă recuperați. Voi vă apropiați către 6 de bâte. Victorie. Voi vă vindecați din această etapă prin care ați trecut. A fost ca o lovitură finală. Și o să facem și clarificare, dar nu înainte să vorbesc despre cei care aveți de-a face cu gemeni, balanță, vărsător. Persoana asta dorește să vă păstreze și pe voi și pe cealaltă persoană. Clar este o persoană căsătorită. Clar este o persoană care probabil că este căsătorit sau căsătorită cu un leu. Sau berbec, sau săgetător, sau cu cineva din zodie de foc, sau pur și simplu persoana asta crede că are puterea să vă domine pe amândouă. Sau în cazul în care sunteți, ca să spun așa, domni pe amândoi. Este vorba despre o persoană care ar face orice să vă manipuleze în continuare, să vă țină în situația asta. Nu acceptă ideea ca altcineva să pună mâna pe voi. Este o relație în secret la voi și dacă nu este o relație în secret, persoana asta oricum duce o viață duplicitară. Bun. Pentru cei care aveți de-a face cu un Taur, Fecioară, Capricorn, pentru voi să știți că persoana asta vine către voi cu o ofertă de împăcare și să știți că persoana asta s-a schimbat. Persoana asta și-a văzut greșelile. La voi, cei care aveți de-a face cu un Taur, Fecioară, Capricorn, simt că a fost o problemă de ordin financiar, poate v-ați certat pe tema banilor sau poate v-ați certat pe tema câtorva neînțelegeri. A existat o problemă de comunicare între voi. A existat o neînțelegere din punctul ăsta de vedere. Pentru că... Mă scuzați o secundă. Așa s-a și terminat relația voastră cu o problemă, cu o ceartă foarte mare. Neînțelegeri în comunicare. Ceea ce ține de comunicare. Iar persoana asta se întoarce și vrea să depună efort. Și când spun că vrea să depună efort, spun că vrea să accepte că greșește. Pentru că persoana asta tinde să dea vina pe voi în permanență pentru ceea ce el sau ea face. Bun, vrea să accepte, să se schimbe de dragul vostru și pentru că vă iubește. La câțiva dintre voi care sunteți căsătoriți, să știți că eu văd că vă gândiți la un divorț. Stați și vă gândiți. În luna iunie o să vă gândiți foarte bine dacă să mai rămâneți cu persoana asta sau nu. Într-adevăr, a fost o relație foarte stabilă. Într-adevăr, au fost foarte mulți ani petrecuți împreună. Însă, problema este că persoana asta cu care aveți de-a face este mult prea narcisistă. Persoana asta n-a venit în relația voastră cu intenții de iubire. Persoana asta de la bun început și-a dorit stabilitate financiară. Dacă sunteți în situația asta și aveți de-a face cu un divorț,
persoana asta încearcă să iasă din relația voastră obținând ceva. Mai văd aici un lucru. Pentru doamnele din leu, berbec, săgetător, un rac pe scorpion, care v-a greșit foarte mult și este o persoană destul de interesată financiar, crede că poate avea puterea să ajungă chiar la nivelul în care să vă convingă să vă căsătoriți cu el sau cu ea. Avem Marele Preot și Marea Preoteasă cu 6 de bâte. S-ar putea ca mulți dintre voi să cedați și să acceptați această ofertă de căsătorie. Dar vreau să aflu ce stă în spatele ei. Marele Preot. Marele Preot. Stabilitate financiară. Relația voastră este una care va stagna. Zodia Pești. Persoana asta nu dorește să se schimbe cu nimic. Privește lumea cu susul în jos. Este foarte diferită de voi. Și știe doar scopul, atât. Ar vrea, vă place fizic, vă dorește. Dar persoana asta vrea cu orice chip să aibă o familie bazată doar pe partea financiară, confort și atât. Persoana asta așa concepe o relație. Este pur și simplu o persoană egoistă. E o persoană egoistă. Bun, 6 de... Clar, e o persoană foarte materialistă. Se întoarce din trecutul vostru. Vrea să câștige cu orice preț. Vrea să câștige această luptă cu orice preț. Pentru cei care sunteți singuri, de la etalarea numărul 1, eu văd că în această perioadă, în luna iunie, o să aveți mai multe oferte. Și aici vorbesc de două, deci mai multe oferte, dar văd mai multe povești, nu știu pe care o să spun prima. Cei care sunteți singuri, clar veți avea oferte de dragoste, veți avea oferte de prietenie, oferte de a fi cu cineva. Însă, la voi este situația în felul următor. Voi vă axați foarte mult pe muncă și o să tratați aceste oferte ca pe distracție. Adică nu sunteți pregătiți să vă ancorați într-o relație serioasă. Încă nu. Încă nu. Pentru cei sau cele care sunteți căsătoriți și aveți o relație extraconjugală, pentru că am văzut aspectul ăsta, există o persoană mai tânără cu care aveți o relație extraconjugală, poate din zodia leu sau rac pe scorpion, dar poate fi și taur, fecioară, capricorn, care nu este tocmai sinceră. Are interese la voi. Iar dacă voi v-ați gândit vreo secundă să vă lăsați persoana voastră oficială pentru această persoană, nu o faceți. Pentru că persoana asta nu are decât un interes la voi. Și atât. Poate că vrea să obțină venituri, vrea să obțină un job prin voi, vrea să obțină o locuință sau pur și simplu confort. Bun, vreau să mai fac o clarificare. Regele de cupe. Regele de cupe. Pentru cei care aveți de-a face cu un rac pe scorpion. Regele de cupe. Da, regele sau de cupe este un bărbat care nouă de pentacule, îi place să se joace, îi place să se distreze, îi place să se amuze, ca să spun așa. Voi, când îi dați o șansă acestei persoane și intră în viața voastră, pur și simplu, vai, totul este minunat, îți ofer cea mai mare fericire, sunt alături de tine, hai să trăim fericiți, planuri de viitor, de căsătorie și așa mai departe. Și apoi, pur și simplu, începe jocul. Persoana asta nu e o persoană fidelă. Absolut deloc. Absolut deloc. Cel puțin mai are pe cineva, dar nu ar fi ca și cum persoana asta are pe cineva, pentru dintre voi, pe cineva serios. Persoana asta suferă de lipsă de atenție, caută, are și o problemă cu vicii, din câte văd. Problemă cu vicii, problemă cu lenea, problemă cu
minciuna, vă minte în permanență, chiar la cele mai mici lucruri vă minte. Persoana asta știe scopul, clar. Și acum eu vă dau un sfat. Dacă voi vreți să fiți cu persoana asta, pe atunci dați-i o lecție zdravănă. Pentru că persoana asta are potențial, ca să spun așa. Și poate să ajungă la nivelul la care vreți voi. Dar dacă voi, de fiecare dată, i-ați acordat șanse peste șanse și persoana asta a greșit-o urât, de voi, urât cu voi ultima oară și chiar voi stați în poziția voastră, chiar nu mai vreți să auziți de el sau de ea, lăsați-l sau lăsați-o să simtă cu adevărat durerea că v-a pierdut cu adevărat, pentru că persoana asta a fost sigură pe voi. Persoana mea iubită este acolo și mă așteaptă oricând. Câte greșeli am făcut și oricum m-a iertat. Am putut să înșel sau să-l înșel, am putut să fac ce vreau și să mă întorc întotdeauna când am vrut și am primit iertare. Dați-i o lecție aspră, ca să spun așa. Pentru că persoana asta trebuie să învețe să muncească, trebuie să învețe să vă ofere și să învețe să pună dragostea pe primul loc și să investească în relația voastră, nu doar să ia. Dacă vrea să fie cu voi. Dacă nu vrea, la revedere. Bun. Mai am de specificat pentru unii dintre voi, în special pentru doamnele din Leu Berbec Săgetător și din Gemeni Balanță Vărsător. S-ar putea să aflați cam cumva tot de povestea asta se leagă. Să aflați că persoana voastră iubită vă înșela în paralel sau era în paralel cu cineva care are un copil cu persoana asta, ori a rămas însărcinată cu persoana asta voastră iubită sau pur și simplu este o chestiune doar de bani. Sau o altă variantă pe care o văd în clar viziunea mea este că să aflați că în spatele acestei măgării, ca să zic așa, stătea mama persoanei voastre iubite, o femeie poate din zodia Taur sau Balanță, care știa de tot jocul ăsta, ca să spun așa, și influența persoana voastră iubită cum să procedeze în relația cu voi ca să obțină ce vrea. Sau pur și simplu persoana asta menținea relația cu o persoană din trecutul care are un copil, iar voi nu știați de lucrul ăsta. Dar având 5 de cupe, dacă urmează în energia viitorului în luna iunie și aflați despre lucrul ăsta, o să fie un lucru care o să vă dărâme. Dar eu cred că a fost deja asta. Pentru că eu văd că în energia viitorului 4 de săbi este vindecarea și o să și clarificăm 4 de săbi. 4 de săbi. Mentalitatea voastră este asul de cupe și patru de cupe. Am ratat șansa asta de dragoste. Pentru unii dintre voi chiar este valabil. În special pentru persoanele din Rac pe Scorpion. Pentru unii doar. Unii. Rac pe Scorpion sau Taur, Balanță și Vărsător. Ați pierdut o șansă cu un Leu Berbec Săgetător sau cu un... sau cu o persoană din mai mult Leu Berbec Săgetător, văd. Sau cu o persoană din Berbec, ați pierdut o șansă și plângeți, ca să spun așa, după șansa aia. Poate pentru că ați oscilat între două persoane și n-ați fost hotărâți. Dar dacă voi sunteți în situația asta, voi refuzați, ca să spun așa, în recuperarea asta, refuzați orice ofertă vine din partea acestei persoane. Dar aveți totuși un doi de săbi. Și aș vrea să ieșiți din energia asta. Pentru că pur și simplu nu mai aveți de ce să vă gândiți. Nu mai aveți de ce să vă îndoiți. Ați văzut adevărul. Știți adevărul. Și v-am spus, dacă doriți să fiți cu această persoană, există o probabilitate și o posibilitate ca persoana să se schimbe. Dar întâi să vedeți că depune un efort. Întâi să vedeți că aduce ceva în relația asta palpabil. Nu doar vorbe. Nu mai se poate cu vii, stai și pleci când vrei. Așa ceva s-a terminat. Bun.
Haideți să vedem și acest 5 de cupe. Wow! Mulți dintre voi veți avea un început exploziv în dragoste cu cineva din zodia Scorpion sau Leu Berbec Săgetător, sau poate ați cunoscut deja această persoană. Mulți dintre voi ieșiți din energia asta în care plângeți și v-ați simțit părăsit sau ați părăsit persoana respectivă și aveți un nou început pasional cu altcineva. Adică ieșiți din energia asta a suferinței, pentru că voi aveți tot ce vă trebuie. Stabilitate financiară, potențial, aveți foarte multe de oferit și chiar nu merită să stați să suferiți. Bun. Atât am avut pentru cei de la etalarea numărul 1. Haideți să trecem la etalarea numărul 2. Piatra neagră sau onixul. Haideți să vedem pentru cei de la etalarea numărul 2. Dragoste, perioada 1-7 iunie pentru cei de la etalarea numărul 2. Dragoste, perioada 1-7 iunie pentru cei de la etalarea numărul 2. Cei singuri, despărțiți, întâlniți sau căsătoriți. Dragoste, perioada 1-7 iunie pentru cei de la etalarea numărul 2. Singuri, despărțiți, întâlniți sau căsătoriți. Haideți să vedem. Bun. Doamnele din Leu Berbec Săgetător, Gemeni, Balanță, Vărsător. Special văd asta. Dar puteți fi oricare alte zodii, eu spun ce văd. Ați avut de-a face cu un rac pe scorpion, taur, fecioară, capricorn. Clar persoana din trecut se întoarce, avem un 8 de săbi întors. Se întoarce. Se întoarce pentru că simte că are rivalitate. Poate mulți dintre voi v-ați găsit pe altcineva deja. A existat ceva foarte urât aici, o trădare foarte mare. S-a dat o ultimă șansă și a existat o trădare foarte mare din partea persoanei astea cu care ați avut de-a face. Pentru cei despărțiți, voi sunteți în recuperare, în vindecare. Așteptați să vă reveniți. Persoana asta se întoarce pentru că este disperată cu 9 de săbi. Nu doarme noaptea, vă regretă amarnic, este anxioasă, este speriată că v-a pierdut definitiv, știe că a făcut-o foarte urât, 6 de cupe. Melancolică, nostalgică, și-a dat seama. Aici a fost vorba de o infidelitate și de un interes financiar. Dar luați-o cum rezonează pentru voi. Voi ați dat totul în relația asta. Sacrificii, compromis, energie, timp, investit timp și întotdeauna v-ați riscat pe timpul vostru și pe sufletul vostru să treceți iar și iar prin acea suferință. Au fost doar vorbe. Nimic palpabil din partea acestei persoane. Clar, persoana asta suferă în momentul ăsta. Nu a realizat 100%, adică nu s-a schimbat 100%, dar avem aici dreptatea. Dreptatea cu acest cavaler de monede și cu acest paș de bâte. Persoana asta o să-și vadă lungul nasului. Și anume, persoana asta a fost foarte egoistă și narcisistă. A crezut că poate să aibă bani de la voi, că poate să aibă orice, că nu vă poate avea nimeni altcineva. A mers în paralel cu o fostă sau un fost. Sau a existat, având 7 de cupe, persoana asta clar are vicii de orice fel. Și a făcut foarte multe lucruri urâte în stare de ebrietate. Și anume infidelități foarte multe. Deci nu e vorba doar de o persoană anume. Persoana asta s-a gândit cât timp ați fost despărțiți. Că nu a fost drept ce v-a făcut.
Și tocmai din această cauză suferă. Și voi suferiți pentru că considerați că nu este drept ce s-a întâmplat. Voi ați dat tot în relația asta. Și chiar ați dat și o ultimă șansă. Iar persoana asta v-a făcut-o ultima oară mai urât decât toată relația. Per total. Voi nu mai concepeți ca să mai acceptați persoana asta. În niciun caz. Să fie clar. Dar persoana asta clar se apropie către voi. Cavalerul de cupe, cavalerul de monede, 8 de cupe întors, noutăți, valetul de bâte. Este încă un simplu valet. Hai să spunem cel mult cavaler. Persoana asta nu s-a schimbat în totalitate. Haideți să vedem cum arată persoana asta. Cavalerul de cupe. Bun, este o persoană brunețică, cu te nu mai închizi la culoare, dar nu neapărat, poate avea și te nu mai... Da, în special, în general, mai ciocolatiu. Poate fi o persoană brunetă sau șatenă, cu ochii căprui sau verzi închis, puțină bărbiță, o față mai lunguiață, dar pentru unii dintre voi s-ar putea să fie o persoană mai masivă. Pentru câteva dintre doamne, o persoană, un bărbat care poartă foarte mult șapcă. Am două mesaje pentru două variante, ca să spun așa. În unii dintre voi este un bărbat slăbuț și înalt. Iar pentru unii dintre voi, unele dintre voi, este vorba despre un bărbat de înălțime medie, mai robust, cu barbă, poate fi chiar șaten, cu mustață, cu nasul mai mic, ochi mici și foarte masiv, poate o persoană chiar, care chiar merge la sală. Bun. Vreau să mai văd și... S-a dus? Haide să ne lipsim de cartea, că mai avem altele. Pașul de bâte. Pașul de bâte. Cum arată pașul de bâte? Pentru că pentru câțiva dintre voi vă curtează mai multe persoane. Ok. Pentru domni. Poate fi o persoană roșcată sau șatenă, cu ochii căprui sau verzi. Mai scundă de înălțime. Pentru câțiva dintre voi poate avea chiar pistrui. Părul până la umăr. Chiar pentru unii dintre voi părul ondulat, iar pentru doamne este același bărbat pe care l-am descris și aici. Dar pentru câteva dintre voi, pajul ăsta de bâte poate să fie o energie al unui bărbat care este destul de în vârstă, dar este foarte imatur. Bun, și de-aia mi-apare în felul acesta. Pentru alții dintre voi, eu văd o situație așa. Voi, și o să fac și o clarificare și la baza etalării, avem turnul, 5 de cupe, marea preoteasă, împărăteasa și regina de bâte. De-aia spun regina de bâte. Regina de bâte este leu, berbec, săgetător. Dar având în vedere că avem și taur aici, da? Cineva din rac pe scorpion plânge după voi. Sau din gemeni, balanță, vărsător, plânge după voi. Cineva care a greșit foarte tare în fața voastră. Pești, direct, uitați, spânzuratul. Diavolul, o persoană toxică. Și diavolul și cu îndrăgostiții, nu îndrăgostiți, mă scuzați, doi de cupe, persoana asta a făcut abuz de dragostea voastră, de bunătatea voastră, de vulnerabilitatea voastră. V-a șantajat emoțional pentru a obține ce a vrut. Dar acum când v-a pierdut cu adevărat, pentru că persoana asta și-a explorat opțiunile, ca de obicei, s-a întors și la fosta sau la fostul, persoana aia normal că nu l-a primit și nu i-a oferit ce i-ați oferit voi, iar persoana asta în momentul ăsta s-a lovit cu capul de realitate. Ce am făcut? Am pierdut cu adevărat totul acum. Persoana asta nu mai doarme noaptea. Se vede că voi nu îi răspundeți, că voi nu vorbiți cu această persoană și chiar să nu o faceți. Pentru că foarte mulți dintre voi ați încheiat-o definitiv. Persoana asta ar fi avut o șansă dacă s-ar fi schimbat la timp.
să-i mai dați o șansă, înseamnă să vă așteptați să vă mai facă din nou la fel. Lecția care trebuie învățată de această persoană este doar în momentul în care îi dați pa definitiv. Bun. Vreau să clarific acest 7 de cupe. 7 de cupe. Pentru cei singuri, să știți că vreau să spun și despre cei singuri. Pentru cei singuri, luna asta o să vă explorați opțiunile. Și eu văd că o să cunoașteți pe cineva din Taur Fecioară Capricorn. Vine o ofertă către voi. Dar, chiar și pentru cei singuri, eu văd că voi aveți o problemă de încredere, nu mai aveți încredere în nimeni. Ați fost răniți în trecut și vreți să vă axați mai mult pe partea de carieră. Și sunteți foarte direcți acum. Știu să-mi selectez, sunt mult mai selectiv, nu mai accept orice persoană apare în viața mea. Trebuie să știu foarte multe înainte de a acorda dragoste sau atenție acestei persoane. Nu mă mai arunc cu capul înainte, nu o să mai fac aceeași greșeală. Voi cei singuri de la etalarea numărul 2 v-ați învățat lecția, ca să spun așa. Voi investiți foarte mult în voi și vă iubiți pe voi în această perioadă, vă răsfățați și vă dați ceea ce vi se cuvine. Aveți încredere în voi. În sfârșit, a intervenit iubirea de sine, lecția voastră pe care trebuia să o învățați. Și așteptați să apară persoana potrivită. Și o să apară. Și intuiția voastră vă spune că nu este momentul acum. Clar trebuie să așteptați. Persoana potrivită o să apară. Mulți dintre voi chiar aveți vise, premoniții. Și chiar visați persoana potrivită și știți că este pe drum. Dar nu este momentul să apară. Bun, haideți să vedem 7 de cupe până apare persoana potrivită. 7 de cupe. La voi o să apară cineva când vă așteptați mai puțin. Deci, în primul rând, persoana asta în trecut o să fie ca o căpușă pe voi. Ca să știți. Și pentru cei singuri și pentru cei care sunteți despărțiți, mi-apare la fel. Voi aveți claritate asupra situației și aveți control asupra situației. Trebuie doar să vă alocați timp ca să vă vindecați. Speranța aveți, speranța la voi n-a murit. Pe mulți dintre voi vă simt puțin cu moralul la pământ. Dar trebuie să aveți răbdare cu voi, pur și simplu. Pentru că persoana potrivită o să apară exact când nu vă așteptați. Și o să fie având lumea, s-ar putea să vă cunoașteți pe internet sau pur și simplu ieșind undeva într-o zi în oraș sau prin familie, prin cineva, prin cunoștințe comune, prin familie. S-ar putea să fie un gemen balanță vărsător sau un taur fecioară capricorn, dar mai degrabă taur. Este o persoană destul de stabilă financiar și o persoană care o să fie egalul vostru. Pentru doamnele din Leu, Berbec, Săgetător, gemen balanță vărsător. Bun. Pentru cei care sunteți înșelați și în pragul unui divorț, pentru că văd și lucrul ăsta. Și aici vorbesc de doamnele din Taur, Fecioară, Capricorn, gemen, balanță, vărsător, poate rac pe scorpion. Pentru cele care sunteți, sau cei, sau domnii care sunteți în situația asta, voi așteptați cumva ca persoana iubită să se schimbe și să renunțe la cealaltă persoană. Voi, de dragul amintirilor din relația voastră, aveți nostalgie, parcă ați împărțit multe împreună și ați trecut prin multe împreună. De dragul acestor lucruri, voi nu vreți să divorțați sau voi vreți ca persoana să se întoarcă înapoi. Nu vă merită. Este o persoană care a adus atâta toxicitate în viața voastră și este o persoană extrem de infidelă și nici acum nu știe ce vrea. Nici acum nu știe ce vrea. Clar. Noutăți o să primiți din partea acestei persoane, dar pentru că simt că mulți dintre voi care sunteți căsătoriți sau mai vă leagă actele, sunteți la distanță unul față de celălalt. Bun, mai vreau să fac o clarificare și am încheiat etalarea numărul 2. Pentru că mai am un mesaj. Pentru cei care sunteți într-o relație, într-o căsnicie și aveți o relație extraconjugală,
cu o persoană mai tânără, poate din Leu, Berbec, Săgetător, sau poate din Taur, Fecioară, Capricorn, parcă la voi, pot să spun, poate că ați divorțat pentru persoana asta sau ați încercat sau aveți de gând să divorțați pentru persoana asta, însă în luna asta o să realizați că persoana asta este o persoană neserioasă, totuși pajul de bâte. E totuși o persoană care vrea doar sexualitate. Dacă nu vrea parte financială, e vorba doar de sexualitate. Și poate fi și o persoană mai tânără decât voi sau pur și simplu imatură. Persoana asta are foarte multe opțiuni și în niciun caz nu este alături de voi ca să rămână. Deci aveți foarte mare grijă să nu repetați, nu știu de ce mi-a venit cuvântul ăsta, poate ați mai făcut-o înainte sau să nu vă lăsați persoana iubită, persoana oficială pe care văd că se simte rănită, ca să spun așa. Voi noaptea vă turmentați, vă simțiți vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat. Și să știți că dacă nu vă opriți, o să existe o mare ceartă și un mare scandal. Poate partenerul sau partenera voastră, dacă n-a aflat deja, poate afla de acest lucru și va exista un mare scandal. Și puteți să vă pierdeți persoana voastră oficială pe care o iubiți, dar voi, cred că existând atâtea certuri în relația voastră, v-ați îndepărtat și nu v-ați dat seama că acolo mai există sentimente. Poate că v-ați aruncat într-o relație extraconjugală, dorind cumva să-i dați un semnal de alarmă persoanei iubite. Sau pur și simplu dorind atenție. Dar trebuie să conștientizați și o să conștientizați luna asta, luna iunie, că familia este familie și că iubiți persoana respectivă, care sunteți căsătoriți sau într-o relație stabilă și nu trebuie să faceți pasul să vă distrugeți relația stabilă pentru o simplă aventură. Persoana asta nu rămâne în viața voastră. Bun, vreau să clarific cum arată această persoană pentru cei care sunteți în situația asta. Cum arată? Ia să vedem. O persoană blonduță, cu ochii albaștri sau verzi, mai tânără sau poate fi destul de imatură. O persoană poate fi și atent sau blonduță, mai scundă de înălțime sau de înălțime medie. Părul destul de scurt, un speriuță pentru câțiva dintre voi. Pentru unii dintre voi poate fi o persoană roșcată sau șatenă, chiar o persoană pistruiată. O persoană care locuiește undeva în afara orașului și care, da, are un scop. Nu este o persoană sinceră, în niciun caz. Deci aveți foarte mare grijă pentru cei care sunteți în situația asta. Bun, atâta am avut și pentru cei de la etalarea numărul 2. Haideți să trecem la ultima etalare. Etalarea numărul 3. Haideți să vedem cristalul de stâncă. Să vedem ce vă așteaptă în dragoste pe cei de la etalarea numărul 3 în perioada 1-7 ianuarie. 1-7 ianuarie, dragoste pentru cei de la etalarea numărul 3. 1-7 ianuarie pentru cei de la etalarea numărul 3. Pentru cei singuri despărțiți într-un cuplu sau căsătoriți. 3-7 ianuarie pentru cei de la etalarea numărul 3. 1-7 ianuarie, am zis, pentru cei de la etalarea numărul 3, pentru cei singuri despărțiți sau într-un cuplu sau căsătoriți. Ok, bun. La voi aici, la etalarea numărul 3, este o ruptă de orgolii pentru mulți dintre voi. Datorită orgolilor nu puteți să fiți împreună, pentru că, special dacă e vorba de un gemen balanță vărsător, nu lasă niciunul de la el. Fiecare vrea să aibă dreptatea lui.
Există și o toxicitate aici. Toxicitatea asta este pentru că voi nu lăsați niciunul de la voi. Sunteți foarte ambițioși și căpățânați. Și probabil că aveți de-a face și cu un Capricorn. Dacă nu, voi sunteți din Capricorn. Puteți fi ambii din Capricorn. Sau chiar berbec. Bun. Mi s-a repetat asta și la video pe care l-am pus mai devreme. Nu știu astăzi pe ce energie am fost, ce energie primești de la voi, cine trebuie să audă, pentru că nu toată lumea trebuie să audă un mesaj în fiecare zi, dar mi s-a tot repetat, cred că de două zile, aceeași energie. Gemeni, balanță, vărsător, rac pe scorpion, leu, berbec, săgetător. Și aici avem regele de cupe și regina de bâte. Și mai avem și Taur, împăratul Taur și berbec. Deci eu văd aici o situație în felul următor. Am un prim mesaj pentru domnii din rac pe scorpion. Pentru că este regele de cupe, regina de bâte și 3 de săbii. 7 de cupe, 8 de săbii. Ați mințit pe cineva din leu, berbec, săgetător sau gemeni, balanță, vărsător. Ați mințit pe cineva și ați făcut o infidelitate. Aici a existat un trio. Persoana asta din leu, berbec, săgetător a plecat și nu se mai întoarce. Voi vă doriți să vă întoarceți la persoana asta. Nu a existat egalitate. Voi nu v-ați implicat în relația asta. Poate că sunteți persoane căsătorite și poate că, sau poate nu știați ce să decideți între o fostă relație și persoana asta care a fost cu voi din leu, berbec, săgetător. Persoana asta este foarte rănită și a fost foarte rănită. Dorește să treacă peste această decepție, să-și exploreze opțiunile. Are claritate, a aflat tot ceea ce voi ați ascuns de el sau de ea, că vorbesc de domni acum. Voi acum vreți să depuneți efort în relația asta, dar cred că este mult prea târziu. Aveți nostalgie și regretați că ați avut ego și narcisism. Aici e o problemă. Poate că voi, cei care sunteți în situația asta, sunteți legați cu 8 de săbii și 7 de cupe de niște dependențe sexuale sau dependențe de niște vicii, proaste obiceiuri. Și poate, ca să spun așa, pe drumul ăsta în care voi ați avut parte de persoana asta, nu v-ați dat seama că puteți să o pierdeți făcând atâtea greșeli. Bun, pentru doamne, leu, berbec, săgetător, doamnele, gemeni, balanță, vărsător, dar și rac și scorpion, eu văd și taur, eu văd că aveți de-a face cu cineva care se întoarce. O persoană din rac pe scorpion se întoarce sau o persoană din taur, fecioară, capricorn. Persoana asta, dar pot fi oricare alte zodii. Clar se întoarce. Vrea să aducă egalitate și un nou început. Persoana asta a pus prea mult banii pe primul loc și nu că a avut un interes la voi, dar a pus banii prea mult pe primul loc și cred că este acea persoană căsătorită pe care eu o văd mereu. Și dacă nu este o persoană căsătorită și este o persoană singură, persoana asta a visat să aibă ceva măreț sau să facă ceva măreț și apoi să fie cu voi. Ori mai poate fi faptul că persoana asta a crezut că întâi trebuie să-și exploreze toate opțiunile și că voi așteptați persoana asta la infinit. Voi aveți claritate, clar. Știți ce-i poate pielea, știți cine este această persoană, știți ce mișcări face către voi. Iar persoana asta, când o să revină în viața voastră, în perioada asta, o să cam stați pe gânduri. Și multe dintre voi chiar o să aflați de o nouă infidelitate din partea acestei persoane. O să cam stați pe gânduri. Oare să-i mai acord o șansă, oare nu. Pentru că voi chiar nu mai vreți să repetați aceeași poveste. Persoana asta, dacă este o persoană căsătorită, vă pune să așteptați foarte mult și cred că mulți dintre voi așteptați de, vă spun exact, 3, 6, 4 ani, alții dintre voi chiar de 8 ani. Este o așteptare atât de lungă
încât chiar v-ați pierdut orice speranță și orice răbdare. Voi practic nu v-ați trăit viața așteptând această persoană. Mulți dintre voi v-ați lăsat căsnicia pentru această persoană, iar persoana asta a rămas tot o persoană care îi place să umble, ori o persoană care este încă într-o altă relație, căsătorit sau căsătorită. Mai văd o variantă pentru cei care sunteți și voi căsătoriți și persoana respectivă căsătorită sau în relații separate. Eu văd că în luna asta se va întâmpla ceva. Decideți de comun acord să vă părăsiți partenerii pentru a fi împreună și poate că ați discutat despre lucrul ăsta de foarte mult timp și va exista o egalitate și anume faci și tu asta, fac și eu asta și avem un nou început stabil. Pentru că aici exista foarte multă suferință de ambele părți, pentru cei care sunteți în situația asta. Vă iubiți mult prea mult ca să puteți să stați departe unul față de celălalt. Și mai mult de atât, ca niciodată, aveți claritate, chiar dacă vă faceți persoanele iubite să sufere, sau persoanele stabile cu care sunteți să sufere, vă știți că relațiile voastre nu mai funcționează. Și vă știți că soarta voastră este să fiți împreună și veți face acest pas. Acest lucru va implica planuri de divorțuri, de separări, de mutări. Va implica partea financiară și anume probabil ca să puteți să plecați din casele în care stați cu persoanele voastre oficiale și ca să fiți împreună cu, să fiți împreună amândoi. Va trebui să faceți o schimbare de locuință sau poate plănuiți să vă mutați împreună. O să se întâmple lucrul ăsta. Dar va fi un drum lung. Pentru cei care sunteți singuri, o să fac și o clarificare. Veți avea un nou început, după o dezamăgire. Pajul de monede. Ați plecat într-o situație unde totul este clar pentru voi acolo. Nimic nu se mai poate schimba. Wow, câte cărți ne-a căzut, nu prea multe. Pajul de monede. Clar, un nou început. Aveți un nou început, dar iar mesajele sunt împărțite. Eu văd, în special pentru domnii sau doamnele din gemeni balanță vărsător, o să aveți un nou început, dar mai mult din punct de vedere sexual. Adică nu văd ceva serios. Și nici nu sunteți pregătiți cu nouă de săbii. Pentru că încă aveți sentimente sau cel puțin încă nu v-ați vindecat din relația din trecut. Cumva faceți lucrul ăsta ca să vă vindecați. Aveți foarte mare grijă pentru că asta nu este o soluție. Asta este doar pentru câțiva dintre voi, poate că vă aruncați în alcool sau în lucruri de genul ăsta ca să în relații diverse, aventuri diverse, ca să vicii, ca să uitați persoana din trecut. Nu este ok să faceți lucrul ăsta. Pentru domni, dacă faceți treaba asta, să știți că voi ați avut vina pentru că ați pierdut persoana aia. Și voi trebuie să depuneți efortul ca să obțineți persoana aia înapoi. Asta nu e o soluție. Iar pentru doamne, nu se merită să faceți asta pentru cineva în trecut care nu v-a meritat. Și persoana aia oricum se întoarce. Voi trebuie să înțelegeți ce valoare aveți voi. Voi trebuie să înțelegeți că aveți foarte multe de oferit. Și nu trebuie să suferiți sau să vă faceți asta vouă pentru un nimic. Exact. Doamnele din gemeni balanță vărsător, noi începuturi, dar v-am spus cum. Mai mult comunicare pe internet. Cumva faceți și chestia asta să faceți persoana respectivă geloasă și nu este o soluție. Adică dacă persoana asta este stupidă și a făcut lucrurile astea, voi nu trebuie să vă bateți joc de voi ca să arătați ceva acestei persoane, pe bune. Adică dacă vă reveniți și sunteți ok și aveți grijă de voi, în felul acesta, da, veți face persoana asta să vadă cine sunteți cu adevărat. Dar dacă vă lăsați, cum s-ar spune, să vă afundați în depresii și în lucruri de genul ăsta, nu o să rezolvați nimic. Bun, aceasta a fost și etalarea pentru numărul 3. Acesta a fost video interactiv de astăzi.
Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.